Noul drum ne va ușura existența nu numai localnicilor, ci și turiștilor. Cei care vor veni la mare vor avea o rută mai scurtă, adică în loc să treacă prin Constanța, vor intra în oraș direct de pe autostrada A4. Drumul pare mai scurt chiar și pentru cei care trebuie să ajungă în stațiunea Mamaia. În cadrul acestui proiect vor beneficia de, să zic așa, de îmbunătățiri podul dintre năvodar și cu localitatea Corbu, dacă vreți, sau tronsonul care duce către Petromidia, adică jumătate din podul de peste canalul Dunăre Marea Neagră, pe de o parte, pe de altă parte va apărea un pasaj pietonal în zona străzii Mării, intersecție cu, uh, cu Bulevardul Năvădar cu drumul județean 226 și sigur va mai apărea încă un pot peste Balta Lumina în apropiere de, uh, să zic așa, de localitatea Ovidiu. Buldozerele au intrat deja în acțiune, iar acum se lucrează în dreptul localității Lumina și drumul de aici va avea două benzi în plus, iar îmbunătățirile nu se opresc. Se vor monta 200 de, de strâmbi de iluminat public pe tot tronsonul acesta, se vor înloca rețelele, zestea de rețele existente pe tronson, rețele, mă refer aici la rețele NL, rețelele Compet și rețele aparținând SCNL-SA distribuție și este mai este de știut de asemenea că în această zonă, pe tot traseul drumului, vom avea, vom beneficia de trotoare și vom beneficia în cea mai mare parte din traseul drumului de piste de bicicliști. Proiectul început de primarul Nicolae Matei are o valoare de aproximativ 600 de miliarde de lei și se preconizează că va fi gata la sfârșitul anului.